Bine, astăzi facem back to school. Da, nu vine să cred că merg în clasa 3-a și Dragoș merge în clasa 12-a. Glumesc, nu, merge în clasa 8-a. A 7-a, pardon. Astăzi mergem la back to school din nou la metro, pentru că, da. Oficial se înceapă back to school. Să mergem cu mașina noastră metro. Haide, Dragoș. Haide, magazinul. Aaa, tră. Ți-ai îmbelitor? Dar eu vreau să-mi iau mape. Dar sunt am îmbătrânit. Am îmbătrânit. Ok. Sunt așa, dar că sunt tare, să când o să-mi încap în găzdan. Nu vreau să-mi regez. Sunt așa. După ce mă hotărăsc, că vă arăt. Mi-am ales cele 5 mape, pentru că mereu am 5 baterii. Doar vinerea și luna. Așa, ne-am noi acasă o să mai arătăm o dată, da? Tot da, stai procurat. Acasă, cred că, da. Prima dată asta, mapă, un material destul de fain. Tot așa, n-ai ca altă formă, adică alt. Și tu o spui fiecare da. Obiect, română, da. Într-o mapă, matematică, așa, în alta. Așa, cum ne-a plăcut. Am văzut data trecută la în clasa a doua la colega mea. Faină. Și asta e preferata mea. Fiind, super. Seamănă cu culoarea la găzdan. Da. Arătăm azi și găzdanul? Da. Noi am procurat ceva zile mai urmă. Da, și tot în set e penar și geantă de sport pentru dansuri. Dar Oana nu se oprește aici, mai vrea penare. Mami, știi că nu e pentru școală? Da, uite, aici sunt ațibilduri. Oh, din nou. Problema noastră cea mai mare, carnețele și ațibilduri. Dacă ghicești numărul câte ațibilduri ai acasă, ți le iau. Un... infinit. Un milion. E aproape. Hai, ia-ți-le. Sunt faine, chiar sunt drăguți. Ei, mulțumesc. Mama. Ce? Nu privi. Ghicește ce-am găsit. Un penar, că văd că sunt penare. Cu bubble tea. Oh my god, deja și aici a ajuns bubble tea. Penare. Oh my god. Îți plac așa rucsaci rus? Nu. Cine poartă așa? Nu? Păi cine plac. Poartă? Poartă fetițele mici, când erai mic tot așa se făcea. Da, dar nu chiar mărimi așa și cu prințese, cu sirene. Da, mărimea aceasta deja e de școală, dar la școală se duc fete mari, da? Ei, clasa întâi, poate. Îmi plac foarte mult drăguțe. Mamă, uite de dar cât de drăguțe, cum poți să nu vrei așa penare? Ah, sunt multe faine chestii aici. Ce ai mai găsit, Oana? Păi vreau să-mi iau aici corector, lipici. Tu știi că profesoara ne-a anunțat că anul acesta nu se poate cu pix cu radiera. Da, știu. Dar corectorul n-a spus nimic când am văzut. Ok, hai acum să căutăm lipici. M-am ridicat să-mi aleg. Dar nu cred că anul ăsta să-mi iau destul de mare, pentru că anul trecut ne-a luat foarte mare și nu mi-a încăpat efectiv un da, mai bine iai mai des, mai mici, mai multe. Deci ăsta cred că o să-mi încape în benarul care l-avem de acasă. Da, carioca e fermă bună. Da. Poste așa. Da, ok, o să-mi iau un... Văd că au și corector. Da, dar eu am găsit un corector. Îți place ca pixul? Sau ca... Sau, uitați-vă, anul ăsta vreau să-mi iau din ăsta, tot e corector. Drăguț, da. Pot să-mi iau unul, dar nu știu care să-l aleg. Hai, vezi. Uitați-vă, sunt două așa. Eu cred că o să-mi iau pe ăsta. Asta, pentru că îmi place mai frumos, să-mi iau jingles. Bun, da. Să vă arăt ce am găsit. Ce ai găsit, Oana? Oh, asta da. La ce poți folosești așa lipici colorate? Nu știu, dar nu mi-l iau pentru că... Vreau iată așa lipici, aparte. Hai să căutăm. Din asta? Da, asta se folosește la slime. Poate mi-au așa set, mama. Asta e la hârtie. Da, eu știu, dar poate mi-au așa set. Eu nu. Hai, specială, dar o culoare. Mie îmi dă voie, dar din asta tare. Anul trecut a citat foarte mulți copii. Da. Asta? Loc? Să alegem și hârtie colorată. Foarte mare alegere. Anul trecut am văzut astea. Dar nu bine, am venit la metru, că e alegere foarte mare. Da. Și o să completăm cu paper mag și cu cu ce ai mai zis, cu crafte, da. Ceea ce nu găsim. Dar aici totuși este foarte mare alegere. Vreau să arăt pentru că mi-am din asta, ca să-mi iau mereu aparte. Ce e asta? Sunt set plin de rigle. Aha, clar. Poți să-l iau, te rog? Da, dacă ai nevoie. Am nevoie. Ok, ce mai ai? Am mai luat, stai, unde s-a mele? Am luat hârtie colorată. După mi-am luat carton pe amândouă părți, am spus. Da? Da, amândouă părți. După am luat carton, dar pe parte. Și hârtie colorată și cam gata. Hai să continuăm, Dragoș, ce mai ai nevoie? Eu vreau crioane să iau, eu vreau crioane să iau. Hai tu caută crioane, eu las Dragoș să luăm ascuțitoare.
Nu mai este ascultare. Foarte frumos. Ce alegem de data asta? Crioane. Crioane, nu, Ana, este, sunt frumoase, dar uite, sunt mai calitative astea. HB2. Da, surâte. Ana, dar poți să-mi iau asta? Ce mai este asta? Ca să pun crioanele. Tu ai acasă, verde. Acasă. Verde. Dar nu știu unde. Hai că ți-o dăm. Ai, noi totuși știm unde. Păi eu iau asta? Să alegem crioanele, Ana. Haine? Crioane! Oh, dar eu vreau acestea să-mi sunt frumos! Hai, arată-le, deschide-le să le vedem pe unul. Eu anul trecut tot mi-am luat din astea. E, că crioane! Crioane simple de data asta. Crioane firește, da, desenează fetele astea. Cu radieră. Ia uite, scrie HB. Nu știu. H0. Că desenează fetele astea. Am ajuns și la pixuri. Toți sunt foarte multe. Deci care să mi le iau? O să-mi iau, desigur, că... Astea cu apă. Stai să ne uităm în listă, să vedem ce ne spune Zicaria. Scriu foarte bine, dar nu am înțeles mereu. Da? Ok, da. Hai așa. Da. Acum vreau să mă duc să-i dau telefonul mamei. Mami, ține telefonul. Eu vreau să mă duc să caut caiete de matematică. Da, ok. Pentru că deja am ajuns la caiete. Ok. Deci astea nu le trebuie. Vedem. Și ce ați mai luat copii de rechizite? Păi, am luat foarte, foarte multe și Dragoș. Mi-am luat așa multe, că deja mi-e cald. Văd aici că nu-s doar rechizite, mai sunt și alte ceva apărut. Chipsuri. Păi asta vă mă așa la pachet acasă. Merg, da? Da. Păi, hai că mergem acasă să vă arătăm tot ce am cumpărat. Și rechizitele, abia aștept să vă arăt. Și găzdanul meu, și geanta pentru spăr, și penarul. Am mers tot magazinul, deja nu este cald. Foarte cald și... Hai să mergem să achităm și vă arătăm acasă ce am luat. Vrem acasă să ne relaxăm cu niște chipsuri. Iată așa atâtea pungi de... 3 pungi! De rechizite! Și încă Oana nu a luat tot? Încă două magazin, Dragoș! Am început cu mașina, hai să terminăm cu mașina. Dar nu care, nu? Și deja e seara. Asta vreo 50 de ori. Și inimerele mele, am ajuns acasă, mă știu și eu abia aștept să vă arăt tot ce am luat. Și pe cireașul de tort vă arăt și gozanierul meu. Ok, o să vă arăt dar rechizitele, alimentele, nu? Așa, prima, o să încep cu punga așa mai goală, după să încep cu punga foarte plină. Așa, după, în primul rând avem niște crioane, sunt crioanele mele pentru că o să le am acasă. Am crioane pentru școală, o să-mi iau, dar astea, eu în weekend am nevoie să desenez. Și ca să nu scădesc din ghiozdan, păi, o să le am pe astea. De la Big. Fine, îmi plac. Vreau să desprachetez să văd cum arată unul. Ok. Cool. Îmi place. Are 18. 24 de crioane. După mi-am luat eu așa niște penzule, chiar și dacă aveam. Avem unele vreo două mici și deja celelalte erau prea mici și medii, așa că trebuia să iau și unele mari. Asta, aici partea mea și aici partea de Dragoș. Aici partea mea și aici partea de Dragoș. Aici partea de astea amele. Dragoș și-a luat așa un caiet. Moldova. După, niște mânuși. Mama a luat, aici o să spun în care nu sunt de noastre. Acesta este radiera mea. După avem carioci pentru Dragoș. Ok? Bine. După eu mi-am luat ațibiuturi cu bisicuță. Îmi plac foarte mult acele, pentru că acesta pentru că avea o colegă de-a mea. Și, da, ok, mă iudeam pentru că era un fel de cute. Crioane. Încă nu trecut tot am avut din astea, dar... altceva, tot așa, tot 12 și mi s-a părut, bă, super, mi-a plăcut foarte mult. Săpun, pentru că am avut azi un incident, că l-am scăpat prin video. Ok, nu eu, Dragoș. Ok, aici avem chestii din astea tare, care ții, aparent, scociul, aici avem. Ok, eu, Dragoș, eu am una cu... E de acolo, este una cu nor
și scoți. Dragoș, creioane, 4 creioane. Ok. Ok. Acesta este pentru Dragoș un din asta ca să tai. O radieră pentru Dragoș. Dragoș pixuri. Asta are verde. Așa, are acolo încă negre și unul verde. Ok. Îmi pun asta cu gata. Eu am luat asta. Data trecută, anul trecut am văzut și mi-a plăcut foarte mult, pentru că tot mi-a luat odată. Luat gen așa este. Și e sunt foiițe, dar nu știu cum să-l pun eu. Așa că nu să-l pun eu acum. Îmi place foarte mult asta, pentru că pot să-l pun și la breloc, dar eu o să mă simt cam. Așa că nu cred că o să-l pun la breloc. Are și pelicule și mi se pare super. Asta e normal că e am deja. Corector pentru Dragoș, ca pixul. Pentru că noi Dragoș are ca carioca. Adică ca pixul și să-l tingi ca ora. Dap, cum am spus, eu mi-am luat asta. Cu ațibilturi, când eram mică, avem foarte multe din astea. Și mi-am amintește de vremuri. Ok, noi avem și din alea micuțe, dar aici nu au. Ciudat. Deci sunt multe lucruri de pe Shop Shop care l-a luat și poate nu le pun aici. Lipiciul ăsta, ăsta nu știu cui, cred că l-am luat, da? După, aici corector, așa cum am spus eu. Ăsta e tot al meu. Dragoș l-a luat, așa. Eu tot am una de la o colegă de-a mea, pentru că a fost ziua de nașterii și de la școală am primit. Scrieți în comentarii dacă voi eu toți primiți cadouri de când e ziua cuiva. Dragoș, eu am alt model, tot așa, numai că alt culoare. Dar Dragoș l-a luat așa. Ok. Și ultimul bag de aici, un caiet care aparent de-a lui Dragoș, pentru că nu folosesc, pentru că aici e, nu știu cum se mai numește asta, câmpul sau nu mai știu. Ok, o pun de metru. Uba, și asta e cicatrica. Ok, în primul rând, avem ceva de la Sigma. Oh my god. Așa, avem... stați, ăsta e... I don't know, nu știu ce este, că am uitat. Stai, cum se numea? Da, e corector. Avem două de la Sigma. Ok, două pentru... uitat. Corector pentru școală. Ăsta o să-l punem pe mijloc, pentru că unul meu sunt două set. Okay. În sfârșit încă un obiect pentru Dragoș, să nu mă criticați că eu m-am luat mai multe, pentru că sunt încă multe pentru Dragoș, așa că nu-mi pun ca ea așa, să mi merit. Asta Dragoș are, dar eu mi-am luat pentru că, chiar acum o să vă arăt, stați o clipă. Eu de anul trecut am... aceasta, pentru că nu-mi place mai mult asta, pentru că lui Dragoș, trebuie să vă dați oare acasă, că nu-mi place. Eu am asta, cu bubble tea și cu fetița asta și cu ursuleți, cu prăjitura, arată super good, îmi place foarte mult. Așa, mai departe, ce avem? Aici sunt, am două seturi a mele, pentru casă și pentru... pentru casă și pentru școală. Da. Aici... n-am habar acum de sunt astea. Dar cred că sunt dragi pentru că nu sunt astea. Cred, nu știu, sigur. Caietul lui Dragoș. Caietul lui Dragoș. A meu. Asta e când v-am arătat. Aici sunt niște caiete, da, pentru că nu mi-am luat toate caietele, pentru că o să mergem și la Crafty și la Paperman, dar nu cred că o să filmăm acolo. Cine știe, poate un short să-mi fie. Așa, cum am zis, mapă. Da, ce facem? Da, zis pachetești una. Oh my god, nu vine să cred că toate au zis pe Shop Shop. Ok, stați, că nu știu de unde sunt deschid. Îmi place foarte mult material ăsta, așa văd că îmi place. Să vedem. Oh my god, e de funny, e de tele. Aoleu, dar acum miroase. Oh my god, cred că mi-a zis care. Acum, dar vreau chiar, mi-e interesant dacă...
Din capăt ceva. Trebuie să fiu foarte atent cu... Da. Oh my god! Aoleu, deschide cineva ușa sau geamul. Nu mai despachetăm pentru că o să fie un miros urât. Da, ok, dar cred că cu timpul foarte mult. Te-am drăgut. După mi-am luat un map din asta cu făcută aceasta transparente, se văd. Dar ce foarte mult că se văd. Pentru că la materii, de exemplu, la română avem, o să mâncă caietul, manualul și nu știu. Mai avem caietul, drău. Mai fac o mapă să termin cu mapele? Da. Stai, 1, 2, asta e ultima. Asta e preferata mea, cum am spus la magazin. Dar uitați-vă cât de cute. O să vă arăt și când o să vă arăt și ghiozdanul. Acestea sunt culoarele de la ghiozdanul meu, dar că și turcoază. Așa, carton colorat pe amdouă părți, așa mi-a spus. Un set învelitor pentru manual, pentru manuale, clasa 3 pentru mine. Încă un set pentru, pentru că ne-a spus că trebuie să învelim și manualele, așa că, da, cred că în ultima săptămână o să învelesc toate manualele, îmi scot totul de vară, hainele, îmi pun hainele la școală și da, ok, o să fie, nu o să-mi placă, dar mi-a plăcut foarte mult că l-am făcut cumpărăturile, dar sâmbătă viitoare, nu știu, poate o să fac mâine un daily vlog și o să vă spun că am o surpriză pentru voi. Săptămâna viitoare o să am multe vloguri, o să vedeți. Set de învelitor pentru manuale școlare cu predarea în limba română, clasa 3-a. Profesoara mea, vedeți, mi-am luat asta, eu am acasă. Așa că, ok, așa, ce mai am aici? Carton pe o carte, da, colorat. Așa, ăsta, din nou, am foarte multe din astea, pentru ca să colorez. Să învelesc. Așa, aici avem una chestie din asta, ca să amestec culorile, e pentru coaj, dar ok, în fine, să fie. Stai, eu n-am mai curcat pe aici. Asta e pentru clasa și la pe Dragoș. Stați. Da, pentru că să fie. Două măpi pentru Dragoș. Un caiet de română clasa a doua, chiar dacă trec clasa, cum să spun, clasa a treia, trebuie să mă deprind, clasa a treia, păi am 5-6 caiete de clasa a doua, că după puțin să mai scriem în astea și după să... Așa, hârtie colorată am luat, ne luat așa câte un set pentru că... Nu o să-mi trebuiască chiar în primele zile, o să folosim foarte mult, așa că deja dacă se vede, să mi le să mai cumpăr. Hârtie de pentru desen, hârtie pentru acoarele, pentru Dragoș învelitor. Caiete pentru Dragoș. Ok. Există și cu mulțire. Se cred că sunt pentru română și țara de alfabetul. Asta se gen găi, mi-a luat un caiet, dar vreau să copii. Mă scuzați. Niciodată n-am folosit, așa că zic că... sunt aceleași caiete, da, forma nu contează oricum. Dar, da, sunt... Asta e mai frumos, logic, da? Așa. Asta e pentru Dragoș. Știu că e pentru clasa de primare, dar Dragoș a spus că are nevoie, că neapărat, Doamne. Aule, dar o să ne la tine. Stai. Sunt o soară foarte bună, dar pentru că am deschis să arăt, eu nu știu nimic, o să-i dau să deschis pe Dragoș. Da, un set din nou ăsta, la fel. Să nu ne certăm. La fel pentru el, nu știu dacă pentru casă, da, cred că e pentru casă, pentru că mama vrea să ne iei niște crayoane mai calitative de la Crafty sau de la Paper Max, nu știu, I don't know.
acorele, pentru că sunt gigantice astea cu miere, pentru că ne-a spus. Din toate astea îmi place foarte mult asta, asta și asta e foarte aprins și cool. Anul trecut tot am avut, dar prin ultimele zile, dacă nu o să vedeți aici un pahar pentru apă, păi eu nu mi l-am luat pentru că la Kaufland poate să fie, eu am avut cu căpăcele, ca gen, să-ți închizi să nu curgă și eu vreau de acelea mai bine, așa că dacă nu o să fie eu totuși, o să-mi iau de la Crafty sau de la Papermax. Scrieți în comentarii dacă nu sunt dezactivate, de câte ori am spus Crafty și Papermax. Adică nu, dar și, adică cuvintele astea două, că eu nu mai știu. De 1000 de ori am spus Crafty și Papermax, Crafty și Papermax. Să le scrieți în comentarii și pe asta, că nu am spus chiar acum. Încă o grămadă de îndelitori pentru clasa 7-a, clasa 7-a, încă e pentru clasa 7-a, pentru Dragoș. Oh my god, ce chestie e asta cu căști. Ăsta, cine? 24 de foi. Băi, eu din asta nu pot, pentru la mine e ăsta, trebuie să fie aici. Dar Dragoș e aici, așa că nu s-a mele. Oh my god, place foarte mult de acest semn de carte care l-am luat eu. Asta e preferatul meu, sunt de carte. Ok, o mapă din asta pentru album, care e așa, pentru Dragul, pentru că el nu ia foi, eu am dar foi. O peniță, așa cred că se primește, dar nu e multeva. Pentru că data trecută la școală, în clasa 2, au avut și profesoara noastră a spus că dacă nu murdărit, nu curge, păi puteți să vă folosiți. Dar nu chiar în fiecare dată, dar ok, am luat și eu să încerc. Pentru că Dragoș mereu folosesc din asta. Un caiet pentru clasa 3-a. Nu vine să cred că e pentru clasa 3-a. Ștefan cel Mare. Ok. Moldova din nou. Dragoș e patriot. Un caiet care are 96 de foi, bă, dar de ce n-ai pus deja 100? Încă un caiet cu Moldova. Cred că o să ne ieși aici. Un caiet pentru Dragoș, nu știu dacă l-am arătat. Încă era aici. Așa, un caiet pentru clasa a doua. Oh my god. Ăsta cred că e pentru Dragoș, pentru că am destul de îngrijitori la mine și că... Ok, o scuțitare pentru mine. Stați. Okay. Un scotch micuț pentru mine, pentru că de multe vreme din nevoie. O farfică, a spus, rotunjită, așa că am luat rotunjită. Chiar și dacă am o grămadă acasă, dar nu. Mi-am luat de data asta cu două culori, că mi s-a părut. Am găsit una deja cu două albastru, dar nu mi-a plăcut. Așa că am luat alta, dar după am găsit pe asta, pentru că am fost la altă secție. Și am zis că, bă, astea s-a mele, sunt culorile mele preferate, dar mai puneți aici un alb curat și astea sunt culorile mele preferate. Adică, din nou pentru clasa a treia, din nou pentru clasa a treia, ok, în vârstă nu e pentru mine, e pentru Dragoș, pentru Dragoș setul ăsta, pentru că are pigi-ul ăsta, nu știu cât să-l folosesc ca să facem un slime, nu știu, e pigi de ăsta, îți dau lichiduri și de ăsta, dar nu ne dă voi dar tare. Ok, mai avem ceva, pentru clasa 7 în veritor, Dragoș, ca mine, eu mi-am luat două, din asta și din asta, dar pe la mine nu e așa. Stați chiar acum să-l găsesc, pentru că ne-am luat din asta și chiar Dragoș tot și-a luat avocado, pentru că mama a spus că din astea se închid și să nu murdărim penalul, pentru că, bine, Dragoș poate să-l murdărească și nu-i pasă, dar culoare diferite astea, nu știu, un verde sau un închis sau un albastru închis, scrieți în comentarii. Ups, am încurcat. E bine așa. Un corector pentru mine. Pixuri pentru mine. Farfică, oh my god, gigantică. Pe un penul
penultimul lucru, acest compas în dragul și ce mai prefer? Foarte mult pentru telefon sunt mișcă. Și atunci era așa repetor, cum am spus. Ghiozdanul meu, ghiozdanul pentru sport și penarul. Primul penar, dar să mai am cătăul. Ok. Așa. O să începem cu sfârșitul de asta mică, alea două. Prima, trebuie să vorbesc mai tare. Ok, îmi place foarte mult acest penar. Cu vulpiță. Așa. Să mă râ. Ok. Asta-i parcă o caramidă. Așa, îmi place foarte mult, cum am spus, culorile. Deci, stați. De ce se potrivește? Ok, pentru. Aici este un carton, am un buzdar pentru papuci și înăuntru pentru haine. Deci foarte mult asta. Și, ghiozdanul meu frumușel. Așa, aici avem chestia asta, care, cum vă arăt, mă găsesc. A, uitați, este o punguliță care eu am pus, uitați, ăsta este de anul trecut și îmi place foarte mult. Ăsta e de la o căciulă, pentru că am o căciulă tot cu chestiile astea. Dar astea sunt normal, ok, da, nu sunt pentru ghiozdanul meu, dar, am zis un ghiozdan, avem set. Iată chestii din astea care se lipesc pe ghiozdanel și e perfectos, 100% cute. Oh my god, ăsta e preferatul meu din toată asta, ba nu. Nu, cred că asta cu vulpițe, e de așa. Așa, așa. Și of, cât de chestia azi îmi cad. Și așa. Așa, în primul rând aici avem un buzunar. Aici ca să pui pixuri, patru pixuri. Aici ca să-ți pui cheile. Un buzunarel ca să-ți pui ații build-uri. Iarăși un buzunarel. Încă un buzunarel. Să-ți pui telefonul și chestii din astea. Aici... Să-ți pui aici, de fapt, telefonul, șervețelele, toate chestiile astea. Aici avem un buzunarel. Nu știu ce să pun aici. Cred că o să-mi pun o pungă sau ceva, pentru că când o să avem mere sau ceva scârbos pentru mine, adică nu scârbos, dar un fruct care mie nu-mi place, de exemplu, persică și chestiile astea, sau ceva care nu mi-e poftă acum și nu o să-l vreau, dar nu o să-mi încap în caserolul, de exemplu, că n-am mâncat tot. Păi atunci îl iau și pun într-o pungă. Și pungă acolo să fie sau... De rău. Ok, aici avem un buzunar pentru sticlă. Înăuntru. Înăuntru avem foarte mult. Vreau să spar, dar nu sperie. Aveți aici cecul. Așa, aici avem așa, orarul, să-l pun. Pentru că, da, am nevoie de orar. Chiar am nevoie. Aici avem, aici foarte mult loc, un buzunar, aici ca să-mi pun cărțile, gen să stăie corect. Și ăsta-i tot ghiozdanul meu, îmi place extrem de mult, e cel mai bun ghiozdan care l-am avut eu vreodată. E din asta bun, pentru că m-am mereu un eu ăsta cu burete și aici cu burete, deci, îmi place la nebunie, e ghiozdanul de vis al meu. Ok, și eu cu toate rechizitele mele v-am pupat. Nu uitați de like și subscribe. Bine, merele mele, vă iubesc. Ne vedem la un alt vlog. Și la daily vloguri, unde să vă... Sau pe un short, unde să vă spun ce surpriză am eu pentru săptămâna viitoare. Sâmbătă o să filmez un videoclip bombă. Aoleu, și hai. Pa, pa, v-am pupat și nu uitați de like și subscribe. Nu uitați, dacă sunt dezactivate comentariile, scriți tot, de fapt, scriți toate, numărați toate rechizitele noastre și scriți în comentarii. Din partea mea o să aveți o inimioară. Pa!